alții meandre, ce urmează să-l proiectăm în cadrul retrospectivei Agnes Maftei 100 de ani. Îi dau cuvântul domnului Virgil Ștefan Nițulescu, managerul Muzeului Național al Țăranului Român, inițiatorul acestui și organizatorul acestui eveniment. Și apoi o să am plăcerea să îi dau cuvântul și doamnei Irina Margareta Nistor, critic de film, care va introduce meandre. Bună seara! Încerc de ceva vreme să reiau o inițiativă ceva mai veche a noastră, aceea de a face retrospectivă unui creator de film român. Ne-am ocupat în aia din urmă, vorbesc acum, de regizori. Am avut o retrospectivă dedicată lui Radu Gabrea, una dedicată lui Mircea Dăinuc și una dedicată lui Dan Pița. În afară de o săptămână întreagă de film care se numea Țăranul, filmul românesc, în care mi-aduc aminte că una dintre vedetele, sau până a fost doi cineași vedete, Stele Gulaș și Mircea Mureșan. Dar nu am avut până acum nici o retrospectivă dedicată unui actor. S-a potrivit acum, sau prin 100 de ani de naștere a lui Ernest Maftei, un actor care a avut o filmografie foarte bogată, dar nu toate rolurile au fost de aceeași calibru. A jucat în câteva filme excepționale, a jucat, bineînțeles, în Reconstituirea, considerată încă de mulți critici de cel mai bun film românesc. A jucat în filme foarte importante, cum ați putut să vedeți ieri Merele Roșii și Duhul Aurului și cum puteți să vedeți astă seară Meandre și Cincenușa Imperiului. A jucat și în filme mai puțin recunoscute, drept importante, cum a fost desfășurarea, cel proiectat în prima seară retrospectivă, un film care însă, zic eu, a avut de suferit și din cauza subiectului, pentru că atunci când este vorba despre colectivizare, noi avem încă o oarecare reținere apropo de subiect. Și ne vine în continuare destul de dificil să încercăm să vedem o operă cinematografică atât cât este posibil de neutru și să judecăm performanța actorilor, a regizorului, a monterilor și așa mai departe, a cameramanului. Ne legăm în continuare foarte mult de subiectul filmului, ceea ce, zic eu, este greșit. Ernest Maftei a fost nu doar un actor popular, la un moment dat, după 1989, a ajuns un personaj popular, un personaj public popular. Aproape toată lumea a ajuns să îl viziteze pe Bădia și să profite să stea la povești cu el, avea totdeauna o tonă plină de povești. Unde erau inventate, bineînțeles, pentru că era un om cu harul acesta al invenției scenice, aș zice. Altele erau autentice, a avut o viață foarte tumultoasă din toate punctele de vedere. Și ceea ce, sigur, dincolo de poveștile astea care nu știu cât vor rămâne, ceea ce rămâne totuși este ceea ce acest om a creat mai puțin pe scenă. Eu personal nu l-am văzut pe Ernest Maftei niciodată pe scenă. Nu știu dacă a jucat în vreun teatru. Dar în filmul a remarcat de când eram copil, a fost dragul meu, copil meu, că aminte, l-am văzut în atâtea filme. E adevărat că regizorul are această boală, că dacă te văd că joci bine într-un film, te cantonează în rolul astea. El a jucat în foarte multe roluri de muncitor, țăran, secretar de partid, deși a fost legionar, n-a fost nicio treabă cu comuniștii. Rol de un cheș sfătos, era așa țăranul de pe lângă Ștefan cel Mare, care spune, Maria ta, bate-te cu turcii că noi te ajutăm. Dar a jucat adeseori și, a jucat totuși și rol de intelectual, cum o să vedeți în
mandră, de exemplu, astă seară. Eu sunt convins că a fost un actor subutilizat de către regizor, adică mult sub nivelul său. Și asta se datorează într-un fel și succesul pe care l-a avut, de exemplu, cu rolul plutonierului din Reconstituirea. După ce a jucat magistral acel rol, toată lumea vedea pe Enes Maftei jucând rolul de milițian. Și se părea că reușește să exprimă foarte bine esența acestui tip de personaj. Oricum, vreau să mulțumesc celor care au venit cu ideea de a face această retrospectivă. Evident, fiului lui Enes Maftei, Gheorghe Maftei. Să mulțumesc Mironei Radu pentru efortul pe care l-a făcut să obținem copiile acestor filme într-un format onorabil în care să vedeți noastră aceste proiecții la noi și sper să vă facă plăcere să rămâneți la proiecția următoare și să revenim și în zilele următoare când ne vom continua programul obișnuit de Cinema Muzeul Țăranului și vom proiecta cele mai noi filme românești și europene, dar și filme internaționale, cum este celebrul Parazit, câștigător al cel mai importante premii de internaționale de film în anul 2019 și 2020. Am ajuns aici pentru că Mafu, adică băiatul lui Enes Maftei, mi-a trimis o invitație că are un vernisaj, după care am văzut că există și niște filme. Și evident că am fost tentată să văd măcar o bucățică din ele, pentru că există un spectacol la care trebuie să ajung capătul celălalt al orașului. Am venit dintr-o foarte mare pasiune pentru tot ce face Mafu, pentru faptul că este un sculptor minunat, dar care lucrează grozav și în sticlă. Am venit cu dorul teribil de Ernest Maftei, pentru că între altele era în ultima perioadă identificat și cu emisiunea lui Ferma. Și toată lumea dintr-o dată aștepta toate sfaturile cu putință și era un om care cuprindea foarte multe lucruri deodată. Și mai mult decât atât, am descoperit un lucru pe care mărturisesc că nu știam, azi l-am aflat, că de fapt a studiat vioară. Și m-am gândit că probabil Radu Mihăileanu, atunci când l-a lăsat să cânte din Frunză, în Trair, un film pe care tare mult mi-aș dori să-l mai putem vedea, dar pe oricine întreb, nimeni nu mai are copia. Dar poate ceva s-a întâmplat, cineva o avea un punct de la. Cu atât mai mult mi s-a făcut poate foarte dor de Ernest Maftei, de bădia. Așa îi spuneam cu toții și aveam impresia că e așa un fel de rudă de-a noastră și că ne accepta ca atare. M-am nimerit odată chiar într-o emisiune cu domnia sa și a fost extrem de politicos, de curtenitor, a fost chiar una dintre cele mai frumoase întâlniri care pe deasupra era și în direct la televiziune.